Asta merge. Ia uite mă ce a făcut, s-a urcat o pisică pe aia. Vrei să vede? Nu prea să vede. Să nu mai lăbuțe de pisică pe aici, uite, 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 uite. S-a urcat pisica pe mașina mea. Băi, am luat acolo găleată tot ce trebuie. Băi, că vă spun eu acum. Ia uitați-vă cât de îmbrăcat sunt. A venit gerul, a venit iarna. Bă, ce ne facem bă, tata? A venit frigul. Mănâncă puietul. Am spart cuibul. Hai la stup, repede. Haideți la stupi. Bă, mașina asta, am făcut ITP-ul. A rămas pe benzină dată. Și eu am făcut ture cu ea, du-te la stup, vin înapoi. Numai pe benzină mergeam pe aia, degeaba am GPL-ul. Acu i-am dat și eu pe GPL. Bravo, Costin. Mă uitam că scade benzina, zic, ce are asta, mă, eu merg pe gaz și mănâncă benzină. Da, unde? Eu am uitat să apăs pe butonul ăla aici și eu mergeam pe benzină. Eu zic că fac economie, că merg cu asta, zic, dă-o, mergeam pe benzină. A venit iarna, am mâncat puietul, ce-am făcut? Am spart cuibul. Hai să mergem. Ați văzut puiețelul? Asta puiețelul, ați văzut cum clădește acolo după diafragmă? Bă, băieți, bă, cine râde la urmă, râde mai bine. Păi credeți că dacă a spart Costin cuibul, n-a știut el ce face? Ochiul meu a văzut ce e acolo. Păi o albine când clădește după diafragmă, ea mai vrea o ramă. Adică cât de începător să fii să nu cunoști lucrul ăsta. Cât de începător trebuie să fii. Îmi pare rău că au vorbit despre mine oameni cu experiență, tată. Că n-am făcut bine. Păi cum dacă clădește după diafragmă? Nu atâtică a făcut guraș. Fagure zdravă n-a clădit. Hai să vedem ce... Am făcut și un roi din ăla. Bă, vă dați seama. Bă, o ramă țapără de albină care a văzut. Cred că a văzut bine ce a văzut acolo, nu? O ramă țapără de albină i-am luat. Și am făcut un roi. Vreți să-l numiți roi? Vreți să-l numiți? Nu știu. Pentru o regină de rezervă am acolo, da? Adică albina aia sunt conștient că poate e mai bătrână. Face și atletica puiet. Țiu și o regină de rezervă acolo. Asta e ideea. Că dă înainte bine, că nu, să stea așa până în mai, o ramă. Până în mai, până în iunie, nu știu. Să facă ce poate acolo, da? Am acolo, nu o regină, două, că am făcut doi roi. Că m-a întrebat cineva, păi regină de unde acum? Păi uite așa, ții cât o regină de rezervă. Pentru că nu e exclus, oricând rămâi fără o regină. De exemplu, peste vreo 10 zile, adică pe vreo 10 aprilie, trebuie să plec la rapiță, 10, 15 aprilie, că nu putem să știm exact ziua. Și eu înainte să plec la rapiță, trebuie să iau fiecare familie la rând, să zic, băi, asta merge la cules, asta nu merge. Care consider că ochiul meu vede și consideră că e bună de cules, o iau la cules, da? Bun. Și atunci nu este exclus din atâția stupi, găsești unul fără regină. Sunt multe cauze în care o regină poate să moare. O că e strivită cu rama, că a murit ea de moarte bună, eu știu, moare. Sau o regină trântoriță, da? Iar un fenomen care se întâmplă. Și atunci are Costin aici acasă două regine de rezervă. Cam așa se procedează și asta nu e ceva nou la mine, am inventat eu acum. Apicultorii cu experiență întotdeauna au regine de rezervă. Bun, asta cu despre roișoarea aia care am făcut, că am fost comentat și că nu e bine ce am făcut și că nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine să ai o regină de rezervă. Așa. Nu e bine că am spart cuibul. Bă, eu dacă am băgat ramă în cuib, n-am băgat la toți. La două familii atât am băgat. Cele mai bune, chiar din alea din care am făcut roi. Deci din alea care am făcut roișoare, aporam, așa. Le-am băgat ramă la oat și au oat-o. Au oat, era larvar acolo. A băgat și polen pe lângă, că a fost timpul de așa natură, era cald și a adunat polen și acolo a găsit spațiu mai mult, a băgat și polen. Dar nu s-a întâmplat absolut nimic
pentru că Albina era foarte multă și e, uite, mergem acum, bă, a venit frigul, mă vedeți cum sunt îmbrăcat, a venit iarna înapoi, da? Cu minus, la voi cât e? La mine minus 4 s-a anunțat atât. Sau poate eu știu, că dimineața, adică până la, uite, acum e ora, cât e ceasul? Ora 1, 3 grade. Adică, e frig și acum, dar noaptea e cu minus, astea două zile, trei, eu știu. O mânca puietul sau nu l-o mânca? Băi, după experiența mea, acolo unde familia e slabă și nu e albină suficientă să încălzească, mănâncă larvarul și ouat. Adică dacă s-a extins așa pe margine cu larvar și ouat și vine frigul și ele se strânge pe ăla căpăcit mai în centru, pe ăla de margine îl abandonează, se răcește, moare, îl mănâncă, la revedere. Dacă e albină suficientă, posibil astea 2-3 zile să nu mai o regină. După părerea mea, s-ar putea să nu mai o. Dar îl îngrijește dacă e albină destul. Hai să vedem concret. Mergem la stupină să vedem cum stă albina. Eu mă duc să le pun sirop acum. Mă duc să le pun și lor sirop, că stă săraca în cuib acolo supărată, zice a venit frigul, ce ne facem? Pare să aibă și el o bucurie. Să aibă și el o bucurie că găsește ceva mâncărică. Că mănâncă și mult acum. Reclozează mult puiet. Și eu dacă îi pun acum 5-600 de grame, în două zile nici nu zici că a fost. Gata, pun pauză ca să nu vă țin mult și ne vedem direct la stupină. Băi, bate vântul, frig, 3 grade sunt afară. Ia. Hai să vedem ce face. După care a spart Costin cuibul, bă, a vorbit tot internetul despre mine. Și acum încă mai râd unii. Se le pare bine, le-a spart Costin cuibul, gata, a mierlit-o albinele. Uite, ieri am fost aici și n-am avut sirop și alea, s-a mai avut o turtă energetică. Frumușelelor, zic, luați aici să aveți de mâncărică. Uite, ia, s-a muiat. Să aibă ele mâncărică aceea frumos. Și acum hai să vedem, Costin i-a spart cuibul. Păi voi vedeți și aici, nu? Ia uitați-vă frumusețe. Pe asta dacă îi puneam ramă la clădit, ia uite-mă, te încălzești la mână aici. Clădea lejer. Și acum ia uitați-vă aici. Ul de albină de la prima ramă, mergem până la ultima. Bă, nu mă faceți că... Am diafragmă, deci, ia. Atenți, deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame. Diafragmă și a noua după diafragmă. Ca să vedeți cât puieta e clozat. Nu dă schic puibul, e frig acum, unde, aici e puietul, da? Rama de după diafragmă. Ia spuneți-mi și mie, merge să mai fac un roi? Că e prea mult albină la data asta. Ia uitați-vă ce e aici. Asta e după diafragmă, tata. Da? Și afară sunt acum 3 grade, atât. Dacă ați spart Costin cuibul, păi știi el ce face, bă. O voie. E ușor de comentat. E ușor. Deci aia e rama după diafragma, adică așa e o ramă plină de albine acolo. Și acu-i frig, adică pe frigul ăsta trebuia să retragă albina aia de acolo în cuib, nu? Dar nu s-a retras, fiindcă e destul și în cuib. Bun, acum ce facem? Facem niște sirop, da? Uite, apă, chioară. Apă total. Uite cu ce am făcut eu acolo puietul și albina. Știți că s-a vorbit atâta pe netul ăsta? Că nu-i bun siropurile astea invertite, că nu știu ce, că minciuni. În asta mai pus puțin sirop, când am pus apă s-a colorat puțin. Uite, desfac în fața voastră, uite. Da? A fost sigilat ăsta, da? Uite. Deci bagă puiet de lucru de la cerul. Acum nu vă convine că ce, păi da, faci reclamă. Bă, la ce e bun, nu vă spun ce merge și ce nu merge. Dacă vă că merge bine. Acum a primit fiecare familie un 600 de grame, o punguliță de cerul, care va fi hrană la puiet. Hrana la puietul care este
foarte mult în perioada asta. V-am arătat că am colectat și eu polen, 2 zile, după aia a venit frigul și ele, polenul deja l-am vândut, așteptăm să mai vină căldurică, poate, eu știu, o săptămână, dacă va mai fi cald, adică până înflorește rapița și după aia plecăm la rapiță după ce vine căldura. Are rost să mai vă țin cât mestec eu până asta? N-are rost, nu? Hai să punem pauză aici. Așa, gata. Ia să pun eu aici găleata. Dau drumul cu găleata asta, că cred că aici am pus mai mult api total. Mai amestec puțin așa. Hai că pun așa câteva pungi. Mamă, și bate un vânt. Vezi ce mă chinui când iau folia aia, mi-o zboară, nu știu, e necaz mare pe vânt. Dar ce să fac? N-ai cum să ai familii puternice fără mâncare. Mâncare puțină, cu economie. Nu merge să. Deci după frigul ăsta o să vină căldură. Corcodușul e cam trecut, adică mai e, dar nu știu dacă o să mai dea ăsta polen. Dar urmează. Sper să fac și o recoltă bună de polen. Cam asta e. De cauza asta am dezvoltat eu stupii. Să fac și o recoltă bună de polen. Dacă se poate, în stupii buni, adică sigur fac treaba asta. Cum e ăla, dar a ajuns în 10 rame, că nu-i singurul. Mai sunt stupii așa buni. O să le iau cu o ramă de albină și puiet. Și ajut pe aia mai slabi, să-i echilibrez cât de cât, să-i fac pe toți la fel. Și aproximativ în 15 aprilie să-i am pe toți în 10 rame, decât să le pun cap. Poate clădesc și eu până aprunt vreo 2 foițe și după aia vedem la rapiță ce va fi. Cred că cam așa procedez. Și ați văzut că am aici, am și familii în 3 rame, am toate categoriile de regine și de roire și de salvare și de rasă și de toate nații. Adică mă chinui și eu din toate familiile de aici să le aduc pe toate la același nivel. Sper să-i fac până pe 15 aprilie, în 5 rame. De puiet pe toți. Dacă se poate 6 ar fi mai bine, dar nu știu, rămâne de văzut. Măcar 5 rame de puiet SPN. Eu când zic ramă de puiet, să fie babană toată rama. Adică să-i duc așa aproape de 10 rame și 5 de puiet. Gata, hai că mai punem punga asta și mai iau să pun la câțiva stupi.
Așa. Frig, tată. 3 grade. Bă, și ora 1, am zis să stau până la ora 1, că o să fie mai cald. Dar unde? Bate un vânt. Ia, hai să vedem de aici, da? Hai să punem lu ăsta, cu toate că i-am pus ieri când am trecut pe aici. Am trecut decât așa, am pis să văd și ce e pe aici și... Când l-am văzut pe ăsta cât albin are aici, zic, a, olo, hai să spun o turtiță că am avut la mine și uite. Deja am mâncat jumate, eu o simt, am mai a luat din ea, așa e. Bun. Primește o punguliță de asta. Băi, aici 10 rame de albină pe asta. Ia. Unde se pune asta? Are loc aici? Ia să vedem. Așa. Să vezi acum că nu stă podișorul. Mănâncă și să lasă ușor. Am pus pe colțarul acolo și nu se sparge punga. Deci podișorul stă pe colțar. Așa, ăștia. Ia, a trecut după diafragmă. Păi dacă stă aici albina, înseamnă că ea n-are nevoie să ducă în cuib. Și am param asta după diafragma albină. Dacă era frig în cuib, e logic că se ducea în cuib, nu dacă era nevoie acolo să ducă. Mamă, ce e greu așa, e matematică mare. Deci întotdeauna când ai albină după diafragmă, înseamnă că în cuib este suficientă. La temperatura asta, deci de 3 grade, noaptea cu minus, vreau să spun că și ăștia au primirea, decât că la ăștia n-am băgat în cuib. Ia să văd. Deci uite, 2, 4, 6, 7 rame diafragmă. Deci asta a fost băgată, asta ultima de mine, fiindcă avea puiet pe asta penultima, am băgat-o pe asta. Diafragmă și uite, am albină după diafragmă aici. Stai-mă așa, că nu cred că se vede nimic. Stai-mă așa. Deci asta e diafragmă, da? Adică asta am băgat-o. Deci asta a fost cu puiet, i-am băgat eu pe asta acum câteva zile. Asta e diafragmă și asta e ramă după diafragmă. Și hai să o vedem. Hai mă să vedem, bă, tata. Ce caut albina asta aici? Ia spuneți-și. Dacă era frig în cuib, se ducea în cuib. Deci e important că am albina aici. Gata. Așa. Mai bine zis, la temperatură cu minus, la mine tot stă după diafragma albină. Ceea ce eu consider că nu are ce să-i cauzeze frigul. Dacă s-a întâmplat treaba asta de a sta acolo, e treaba bună. Deci la mine toate familiile a primit câte o ramă. Toate. Și alea pe 3 rame. Uite, care a fost mai slabă, i-am pus diafragma de polistiren aici și rama după polistiren, rama după diafragma. Da, fugi de acolo că-ți pică mâncarea direct în cap. A băgat, să știți că am colectat polen, dar eu m-am uitat în rame și își băgase în ramă, blocase, deci în 2 zile care a fost cald și a băgat în ramă de tot. Uși de acolo, mă, uși că vin cu mâncarea direct în capul tău. Uite așa. Gata, hai că mai am o pungă și
opresc prima, că n-are rost să stau să pun la toți în felul ăsta. Durează o oră, poate. Uite, ăsta are frumos. Frumos tare. Hai, puși de aici. Două, patru, șase, șapte rame și albină după diafragmă. Fugi, fugi de acolo. Posibil mai prind cât o albină, dar dacă stau mai mult, urmă ies mai multe afară și mai rău fac. Gata, am terminat pungulițele. Opresc filmarea că filmez prea mult. Toți vor primi așa o punguliță, care vă spun, hrana asta în astea două zile, trei de frig, o să o mănânce toată cu puietul. Nu rămâne în ramă. Polen are în ramă, deci are tot ce le trebuie. Albină destulă e, polen este, nu mai are nevoie să iasă la apă, că le dau eu siropelul ăsta. Totul este ok. Sănătate și numai bine!